Ok, bun, salutare! Sunt Valentina, Valentina Zaharia, pentru cei care nu mă știu, pentru că unii mă știu. Și sunt actriță, sunt cu mare mândrie actriță a teatrului Un Teatru de foarte multă vreme, sunt în trupa permanentă de la începuturi. Și am construit teatrul ăsta alături de colegii de facultate. Cumva, noi am jucat aici, el este fondat de Andrei și de Ioana Grosu și este cel mai bun teatru în care poți fi, cred, în clipa asta în România, pentru că este primul și cel mai rapid în a se adapta la a transmite spectacolele pe care le-a creat sau chiar a crea spectacole noi pentru mediul online. Așa că, spre deosebire de foarte mulți, din păcate, de colegii mei de breaslă, eu în perioada asta joc. Spectacolele mele pot fi văzute și chiar ceea ce e destul de interesant, nu doar de publicul din București, ci nu doar de public care trebuie să ne urmărească când ajungem prin țară, ci, uite, chiar de oamenii din Pitești care vor să participe așa la festival și să aibă acces într-o perioadă în care e foarte greu să te mai întâlnești cu forme de artă care îți plac, la noi, până la urmă. A fost interesant că am fost selectată cu Lumea dinăuntru, care este unul dintre spectacolele care se joacă de chiar destul de multă vreme aici la Un Teatru. Lumea dinăuntru este un one-woman show care cred eu cumva că este de fapt foarte potrivit pentru a fi filmat cumva și pentru a fi văzut și pe un ecran. Asta pentru că textul este foarte, foarte intim și suntem cumva ca spectatori în mintea, de fapt, cuiva, în mintea acestei femei de o vârstă considerabilă, care, din păcate, este întinsă pe un pat de spital și singurul lucru care se mai poate mișca e o ploapă, dar înăuntru, se și numește lumea dinăuntru, se întâmplă tot ce știm că se întâmplă noi, de fapt. Și poate un pic mai mult. E foarte emoționant pentru că a fost scris după o experiență reală a autorului. John Elsom îl cheamă. Am vorbit cu el chiar zilele trecute. Vă salută, apropo. E foarte, foarte entuziasmat că se joacă spectacolul. John este acum un octogenar el însuși și asemenea personajului său, dar la un moment dat în viață a ajuns paralizat pe un pat de spital în urma unui AVC și experiența asta, mă rog, din fericire pentru noi, din păcate pentru el, se bazează și pe ce a trăit el acolo, dar și el și-a revenit și a făcut-o cumva, aș spune eu, mă rog, a mărturisit și el mulțumită fiilor săi pe care n-a vrut să-i lase așa suspendați, fără să le fi spus un ultim cuvânt. Nu știa dacă le va putea spune mai mult de atât, dar a făcut efortul să revină la viață. Între timp s-a apucat și de primul lui roman, l-a și terminat. A mai scris foarte multe alte lucruri. Este un director onorific al Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru și așa mai departe. Deci a făcut bine că a revenit la viață. Ne-a dăruit tuturor destul de multe. E așa și personajul ăsta al meu. E un personaj care face așa o călătorie până în copilăria foarte, foarte timpurie și apoi în propriile vise și Dumnezeu știe ce se mai întâmplă în mintea noastră atunci când până la urmă ne confruntăm cu, iată, o boală foarte, foarte dificilă sau chiar cu posibilitatea morții. Păi bun, salutare, bine v-am regăsit. Nu, e de fapt prima dată când mă întâlnesc cu publicul din Pitești, mi-ar fi plăcut să îl văd pe viu, dar haideți să încercăm și varianta asta și să ne facem un bine participând în continuare la festivaluri, cum e DaFest, rămânând conectați la artă, pentru că ea vindecă și lucruri pe care încă nu știm că le avem și consecințele prea multe izolări prin care trecem acum și vă invit să rămânem conectați până la urmă, așa, și să ne regăsim cu bine și altfel decât în fața camerelor.